Bună ziua, dragii mei! Și vreau să vă spun că eu nu am afiliere nici cu acțiunea DA, nici cu niciun partid, nu m-ați văzut vreodată cântând. Poate cum se întâmplă cu alți colegi de-ai mei. Dar eu am spus că nu pot să nu fiu alături de poporul meu, să fiu alături de dumneavoastră. Și gândul meu poate este unul mai aproape de Ion și Doina, în sensul că dacă la momentul dat noi vrem acele anticipate, eu vreau să știu în cine noi credem, care sunt viitorii lideri și vreau să văd și eu persoanele care ne-ar reprezenta și ar dori binele nostru, binele poporului nostru. Eu cred că există doar două soluții și e părerea mea personală. Sau să avem un lider puternic care să creadă în noi, sau doar unirea cu România.